Bună ziua, șeful! Bună, pe dracu, că dacă era bună, stăteam acasă, nu veneam aici să-ți fac eu ții bani zgârcitul dracului. Bună, Anisia! Da, să vezi fața ta cât de bună este. Ia te rog un loc. Pe scaunul plătit din banii mei, la masa plătită din banii mei, încăderea închiriată tot din banii mei. Aici? Adică cum te-mi dai tu voie să stau eu lângă marele nostru boss, atotputernicul vieții? Da, oriunde vrei tu. Că oricum toate-s plătite de mine. Adică și eu mi-am tras un scaun, tragi și tu. Da, da, da. De fapt, trebuia să tragi mai multe, că văd că încep să te îngrași. Îți crește curul ăla ca să aibă angajatul lunii ce pupa. Dar unde e restul? Adică iar am venit eu prima și îmi dai de muncă în plus, doar că ceilalți întârzi. Trebuie să pară și ei. Dacă de obicei tu ai venit prima și de asta sunt foarte mândru. Mândru că am pe cine să exploatez și că tu nu te plângi niciodată. Sigur. Despre ce vreți să discutăm? Adică ce rahat am mai făcut acum și ce greșeli și pentru ce urmează să-mi oprești din salariu? Despre raportul ăla de marți. Eram curios să discutăm puțin despre el pentru că vreau să știu câteva lucruri. Cum ar fi? Cum ai reușit să-mi faci atât de prost și atât de greu? Vreau să știu dacă te-ai inspirat de undeva. Pentru că e clar că de capul tău n-avea cum să fie, că n-ai tu atâta minte să scoți asemenea informații. Nu! Adică am găsit un site undeva, dar am făcut după capul meu. Ce? Nu-ți vine să crezi că mă duce capul? Am înțeles. Asta vreau să știu în mare parte. Sigur ai făcut doar tu asta. Da, puțină inspirație, dar restul am muncit doar eu. Am muncit o grămadă până să-l conving pe colegul să scrie el raportul pentru mine. Foarte bine, bravo. Chiar incredibil aș putea spune. Incredibil, adică chiar mi-e greu să cred că ai reușit tu să faci așa ceva. Mulțumesc, șefule. Prima dată când mă lauz, deja mi-e teamă că nu știu ce urmează după asta. O concediere? O tăiere de salariu? O invitație la nuntă? Știi ce mă gândeam? Pentru că chiar văd că faci o treabă foarte bună în ultima perioadă. Și mai ales că nu am alte opțiuni. Da, șefu, spuneți, de ce ești amabil cu mine? E super dubios. Cum te-ai simți dacă te-aș promova? Adică ți-aș pune toată munca departamentului în cărcă. Wow, deci m-am simțit onorat, vă dați seama. Și puțin speriată, pentru că sigur există o schemă și n-are cum să fie de bine lucrul ăsta. Ca să fiu sincer, tocmai s-a eliberat un post de senior manager la noi în companie. Adică Mihai a plecat pentru că nu mai făcea față la cât de multă muncă prost plătită avea. Serios? Chiar nu-mi vine să cred! Și chiar nu-mi vine. Trebuie să urmezi ceva dubios. Și, nu știu, care ar fi atribuțiile mele? Adică e ceva ce ar trebui să știu înainte să zic da oficial? Ca și până acum, plus altele, ceea ce înseamnă că o să fiu un pic mai mare volumul de muncă și uneori foarte rar s-ar putea să trebuiască să stai un pic peste program. Uneori adică tot timpul și un pic peste program, adică mult peste program. 3, 4, 5 ore în fiecare zi. Adică încep la 6 dimineața și termin la 11 seara. Am înțeles, ok. Bun, și cu remunerația financiară cum e? Adică cât mai primesc în plus la salariu? Că doar nu muncesc pe zâmbete, mai ales la ce dinți ai tu. Păi să fiu sincer, cu remunerația este o întreagă discuție. Adică este o mare problemă. La ce vă referiți când spuneți că e o întreagă discuție? Știam eu că e ceva putred în Danemarca. Păi pe postul de senior manager se plătește un pic mai puțin decât ai tu salariul actual, dar dacă ești dispus să preiei și atribuțiile alea, sunt dispus să îți las salariul cel mare. Și l-adăugăm și pe cel nou, nu? Adică pe lângă salariul vechi, l-adăugăm și pe cel de senior manager, nu? Nu. Dar se adaugă muncă de senior manager? Da. Dar nu știu salariul? Nu. Adică muncesc dublu pe aceiași bani? Exact. Deci, ce zici? Eu am altă propunere, șeful. Ce-ar fi dacă mi-ați dubla salariul exact doar pe munca pe care o fac acum? Păi nu-i corect să-ți dublezi banii, dar nu și munca. Da, e corect să-mi dublați munca, dar nu banii? Da, de fapt, nu-i doar atât. Te și promovezi. Cum adică mă promovați? Primez mai mult muncă și bani mai puțin? Nimeni nu vrea promovare pentru muncă. Toată lumea vrea pentru bani. Mă, dar altfel spui când te întreabă lumea că ești senior manager, dar mai bine la CV. Șeful, cine o să mă mai întrebi ce job am dacă eu de acum încolo nu o să am viață socială? Cam îndoi știm că dacă accept jobul ăsta, o să stau puțin peste program. Ai dreptate aici, dar fii atentă. Primești și un ecosom frumos să te recunoască toată compania. Deci, ce zici? Încep de luni?